Oprea. Deci ei au creat un grup, deci, ca nu zic, intelectual, deci foarte bine pregătiți, dar ei, practic, câteva persoane fac niște jocuri acestor politicieni. Deci ei, da, ca drept dovadă, deci în momentul în care, deci plângerea penală pe care ei au spus că au făcut-o la poliție, deci nu se regăsește la parchet, deci nu se mai știe nimic de ea. Deci este una din concluzii foarte clare. Eu am făcut o plângere prin asociația CAR, care am făcut-o după 2 luni, după ce au făcut ei plângerea, și a venit acest rezultat. Deci ea a ajuns pe, la parchetul de lângă judecătoria Iași. Și o să fotografiați, ei își arogă. Deci mă deranjează foarte mult, pentru că una că nu vor să, să colaboreze cu celelalte asociații și fundații și societate civilă, sunt un grup de persoane care ei fac absolut tot, dar practic ei plângerea penală care au făcut-o nu se regăsește nicăieri. Ei și-o spun că această plângere penală care a ajuns pe masa judecătorilor este a lor și nu este a lor, este făcută prin ACA, cum v-am spus. Mai mult de atât, ce să vă spun, că se duc la discuții, se duce un singur ONG și 2-3 persoane aia în societate civilă, păi ei trebuiau să facă să anunțe din timp și să spună, domnule, toate ONG-urile, asociațiile astea non-guvernamentale, chiar și persoane de bine, nu neapărat, facem o ședință în data de ne întâlnim, discutăm, dezbatem tematica care vrem să o punem pe masă, dacă se dorește dialogul, nici nu știu cine a dorit dialogul la primărie, a dorit cei din cadrul primăriei sau a dorit dumnealor de la asociația mai bine. Deci nu știu, o întrebare la care nu am